ziua și bine ați venit! Bine v-am găsit, mă bucur și vă mulțumesc pentru invitație alături de acest copil minunat care merită ajutat să meargă acolo unde își dorește oricare copil care pășește pe scenă și ea promite foarte mult, este foarte talentată. Din zona mea cred că este una dintre cele mai bune fetițe la ora actuală și sigur că mi-a fost foarte drag să fiu alături de ea, s-o sprijin. Andreescu, Ștefania, așa zicem noi, de ce ai ales astăzi să cânți cu doamna Maria Văduva? Pentru că ea este o fire foarte veselă și este, cum se cade, este foarte drăguță. Este o artistă într-adevăr îndrăgită, dar vreau să îți pun o întrebare capcană. Ce zonă reprezentați voi astăzi? Astăzi vom reprezenta zona Muntenii. Foarte bine, deci dragi telespectatori, știe ce cântă, știe ce vrea. Care este sfatul dumneavoastră pentru Ștefania? Ați auzit cum cântă, ați văzut cum se mișcă, este talentată, nu are emoții, nici măcar constructive, este deja ca un artist matur. Care este sfatul dumneavoastră pentru Ștefania? Pentru Ștefania nu, eu parcă nici nu vine să-i dau sfaturi, pentru că ea este ca și o profesionistă, dăruiește, trăiește ceea ce cântă și mi-a dovedit că merită să meargă pe cele mai înalte culmi ale folclorului. Maria Văduva, a fost o melodie destul de grea, dar nouă ne-a plăcut. Am dansat acolo în culise împreună cu Atina. Nu numai că am dansat, am și cântat cu dumneavoastră. Am și cântat, bineînțeles. Important însă este că sunteți astăzi aici și important este că susțineți o tânără care dorește să meargă pe drumul cântecului popular. Vă mulțumim! Și eu
Mulțumesc că acest copil că m-a ales pe mine pentru astăzi, pentru ziua de astăzi, că merită propulsată. Mi se pare că are talent și are talent destul de mult, ca să zic așa, să știți că eu am mai multe emoții decât ea. Pe cât mă vedeți de zăpăucă, pe atât îs de emoționată. Emoțiile sunt datorită Ștefaniei. Iar tu, Ștefania, ai avut emoții. Ea nu are niciodată. Copiii nu au emoții. Foarte bine, pe de o parte. Pe de altă parte, ar trebui să aibă emoții constructive. Să vedem însă care este părerea juraților noștri și de această dată începem cu Maria Constantin. Dragă, nu mai lăsa să îmi șterg bine lacrimile. Ștefania, vreau să spun că mi-a plăcut ce am văzut astăzi. De asemenea, ai un port senzațional, foarte frumos. Mulțumesc. Un port muntenesc așa de arge și acea foto este superbă. Atenție că ai avut ceva probleme de intonație, dar probabil și emoții, și deși spui tu că n-ai avut emoții, dar eu nu te cred așa pe cuvânt. Eu n-am cum să te cred, pentru că orice artist care intră pe scenă trebuie să aibă emoții și emoțiile uneori se transmit în glas, se transmit în ceea ce interpretăm. Dar în principiu mie mi-a plăcut tot momentul. Și felicitări doamnei Maria Vodva pe care o admir și o respect. Și din partea mea aceleași impresii despre Maria Constantin. Vă mulțumesc frumos. Doamna Maria Cărneci, părerea dumneavoastră. Păi, părerea mea, întâi să ne felicităm colega care, eu știu, o cunosc de foarte mult timp, a crescut în casă și are în casă doi muzicieni, poate multă lume nu știe, și trebuie să aducem așa la zi și soțul și fiul Romeo Văduva Cunaiu, sunt doi muzicieni de elită din România, deci nu ne putem îndoi că n-a auzit bine Maria, colega noastră Maria Văduva, ce a cântat Bianca, Ștefania. Îmi place și eu, după acum, pun pariu cu colega noastră, cu Maria Văduva, că peste ai 10 ani, nu știu, peste vreo 5-6 ani, o să venim la tine la concert sau să venim să te vedem la vreo nuntă, pentru că ai forță în glas și asta e important pentru un cântăreț, decât să tragă de note și de gât. Așa, ești voinică, deci ai plămâni și putere să dezvolți. Deci ai numai 10 ani. Și trebuie să, întotdeauna, niciodată să nu fii mulțumită de azi. Știi, să te raportezi tot timpul la proverbul. Vreau să fac astăzi mai bine ca ieri. Și mâine să zici că să fac mai bine ca azi. Deci totdeauna să progresezi și uite așa o să ajungi o mare cântăreață. Bravo, felicitări la amândoi. Mulțumim. Bravo. Domnul Petrică Mâțu Stoian. M-am uitat așa la Ștefania. Are, îi place să cânte. Da, veselie, bucurie. Vrea să cânte, trăiește tot ceea ce face în scenă. E activă la acțiunea ce se întâmplă în cântec. Trăiește cântecul. Mă uitam, se uita la doamna Maria și exact cum doamna Maria era vecina. Țineți bărbatul bine, că vine la mine să... E normal. Știi? Așa, foarte bravo, felicitări. Mulțumesc. Frumos costum, frumoasă ținută și nu mai spun doamna Maria eleganță. Eu vă iubesc în mod deosebit. Nu numai pentru că sunteți colegii mei de o viață, dar bine, eu sunt puțin mai sărită, puțin, ca vârstă, ca să spun așa, dar vă iubesc și vă prețuiesc pentru tot ceea ce ați adus în lumea cântecului popular, de asta sunteți prețuiți și o iubesc foarte tare și pe doamna Mirabela Dauer. Trebuie sunt să spuneți că pe mine mă iubiți cel mai tare. Păi normal, că altfel ne luăm la omor aici. Vă iubesc pe toți la fel. De dumneavoastră vă iubim, doamna Mirabela, cel mai mult și... Oricum nu repare greșeala. Nu repara. Ai, ținu minte. Păi tu ce crezi, că uit? Eu bine, mă, dar nu uit. Bine, mă, iubiți-vă voi între voi, eu te iubesc și mai mult pe tine. Iubește. Da, tu nu mă iubești, nu e așa? Ba, dar eu te respect. Până te iubesc mai puțin și te respect mai mult. Bravo. E mult mai bine așa. E mai bine așa. Doamna, eu, da.
Mi-ai dat cuvântul? Dumneavoastră. Mulțumesc, Gheghe. Cu drag. Ești o bucurie. Asta am vrut să spun eu. M-am uitat la tine și e primul cuplu pe care îl văd pe scenă care comunică. Tu cu doamna Maria v-ați uitat una la alta. Ați zâmbit. Tu, bine, tu ești orânjită. Tu ai râs non-stop cu ochișorii ăia frumoși. Da. Și toată ai râs. Te-ai bucurat așa. Iar doamna Maria era numai cu ochii pe tine, ca doamna profesoară, știi? Care se uita și se ruga în același timp să câștige fata mea, să cânte bine fata mea. Am dreptat. Doamne, ce emoții am avut. Nu vă pot spune și acum am mâinile transpirate. Vă dați seama că dumneavoastră a avut dublă responsabilitate. Ne-ați avut pe noi aici. Ce emoții am avut, nu vă pot spune și acum am mâinile transpirate. Vă dați seama că dumneavoastră a avut dublă responsabilitate. Ne-ați avut pe noi aici. Știți că e foarte grei pământului. Chiar poate și pe copila. Parcă ești Daniela. Da. Să știți, doamna Mirabela, că nu eu sunt profesoară al acestei copii. Nu, eu ziceam cum vă uitați. Ar trebui, poate, pe viitor. Da. Ar trebui. Vă mulțumim frumos, a fost foarte bine. Vă mulțumim, doamna Maria, că ne-ați ajutat în acest proiect frumos. Și eu vă mulțumesc din adâncul sufletului, cu emoția în piept. Trăiesc. Eu vă văd pe dumneavoastră toți patru acolo și mi-ați transmis atâtea emoții că uitați-vă. Nu e cazul. Asta e. Da. Aplauze și zicem să mai departe. Hai să vedem, Gricu, cu cine merge mai departe. Nu de alta, dar este